morro de desvane, de mancar, de não. Estava aí já de samba, estava aí de samba, estava aí já em Polônia, sabe? Abaixava, estava aí já, né? Se já se esbaixou de mim e mola, sabe? Mola, sabe? Tu não morre. Só que uma casinha como a Moldova não há um banho, não se vinha em Moldova. Dar, Igor, tu ai mai pățit odată așa ceva, nu? Hă? Ai mai pățit odată asta? Ai mai fost odată în Polonia și ai rămas fără bani? Am găsit pe Facebook, am găsit firma care mă o să lucru în Polonia, nici contract de muncă nu ne-a dat. Nici nu ne-a dat. Și că șed aici la Varșava, șed aici în loc. Și că n-am cu ce mânci acasă. N-am bani, n-am nici de un leg. Nu știu, ei nu vreau mă ca caz de fiul, s-o coate sâmbătă mea tot ziua, am făcut de un lucru. Tot ziua am mers pe drum. Și cu noaptea mă găsit un om frumos la mășa aici, ană. Dar mă departe n-am cu ce face, cu ce zic la Moldova, la Moldova n-am cu ce vine. Firma aceea s-o adresat de mine. Și a rămas în drum. Acum la Moldova, ca să vin acum la Moldova acasă, n-am bani, n-am nică. Și Dar a rămas. tu ai lucrat măcar o zi acolo ca să câștigi bani? M-a dus la lucru, dar ei m-au fugărit pe mine în stânga și în dreapta. M-au fugărit în stânga și în dreapta, bagi încolo, bagi încoaie, m-au fugărit. Dar ai lucrat măcar O o zis că zi? eu nu sunt pentru lucru. Și ei n-au Așa văzut i-a că nu ești, zis. ei n-au văzut că nu ești de lucru când te-au luat, când te-au recrutat. De unde e firma asta? Cum ai Ei m-au găsit? luat la lucru, dar înțeles normal, dar ei care cu angajatorii ăștia m-au fugărit pe mine. M-au fugărit și întrebau de contract de muncă și păsărul. Ei nu ne-au dat nici la mână, nici păsăr, nici contract, nici la mână, nici. Și acum la moment stau aici, Ana, la Medonul, stau aici la gara, aici aproape de zi, stau aici, Ana. Și că n-am cu ce veni la Moldova, domnul Leu, și zi, n-am cu ce veni. Dar cine a plătit drumul încolo, spre Polonia? Ei au plătit drumul. Firma. La moment ce au făcut? La moment m-au lăsat pe drum. Dar cum se numește firma? M-au lăsat pe drum, domnul Leu, m-au lăsat pe drum. Și că n-am cu ce veni la Moldova. Cum se numește firma? Hă? Firma, cum se numește? Ce? Firma. Firma se numește? Da. S-a trimis acolo la Babere, bă, s-a acolo la Babere. Văd că n-are nici un nume firma. Cum n-are nume? Este nume la locuri de muncă în Polonia, Belgia, Olanda, Germania. Da, dar Ia că este ei m-au abandonat pe mine, pe drum. o promis 1300 de euro, cazare gratuită. Business lunch Da, o gratuit. promis, da, dar la omul și la omul m-a abandonat pe drum. Da, îmi pare rău. Și dacă vrea cineva să te ajute, cum să te găsească? Întreabă la Varșava, ambasada Moldovei, unde-i? Du-te În la Varșava, ambasadă. aici, la gara, este aici, McDonald's, cum este aici, unii se apropie de gara, este McDonald's. Păi da, dar Este caută... aici Caută scări, ambasada este Moldovei, aici lasă scări, dar McDonald's. sunt La scări. McDonald's ai internet, dar caută ambasada. Uite pe hartă unde e ambasada Moldovei și du-te la ambasadă și cere ajutor. Da, e ca spun că am găsit firma, că am găsit firma. Am găsit firma. Dar firma te-a abandonat, pleci de la ambasadă. Da, e mă mai zic, bine, pe tot vezeană. E tare de râs. Nu-i de râs asta, e grav, nu? Te-a lăsat în drum. A? Te-a lăsat în drum, asta nu-i de râs. Să dăm exist fac? Caută ambasada Moldovei. Ce fac? Ambasada caută-o. Dar nu răspund la telefon ambasada nu face nică. Ai Aflat încercat? la ambasada, aflat la ambasada și nu răspund nimic. Aflat la ambasada și nu răspund cineva. O că în Polonia, dacă nu, nu ne ocupăm cu așa ceva, o să. Și nu ocupăm cu așa ceva, o că sunt la linia ferbinte în Republica Moldova, se rezolvă.
Vrei să-ți trimit telefonul de la ambasada din Varșovia? Aha, de acolo, Ioana, de acolo zic că nu s-o pucă așa ceva. Caut ambasada și du-te și bate la poartă. Caut adresa, îți dau adresa de la Varșovia. Du-te și bate la poartă la ambasadă. Da, dar ei nu s-o pucă așa ceva, domnule. Domnule, dă-mă tine să faci mă mult un video. Am făcut, eu am înregistrat. Și ce să fac? Să faci mă mult, Ioana, faci mă mult un interviu, mă dai de postez, și acolo scrie. Piaca firma l-a abandonat pe dână de făcut 1.300 de euro, cazare, mâncare, tăt, că ei ăștia au luat și au amăjit și au lăsat omul pe drum, plan să vadă lumea. Și tu și-ai să hrănești cu video ăsta? Și te ajut pe tine video? Ce? Și te ajută video meu? Lasă vadă lumea, lasă vadă lumea, lasă vadă lumea și firma. Dar tu cum rezolvi problema? Hă? Cum rezolvi problema? Nu, domnule, arătați-vă, domnule, poate mi-a v-ați anunțat poliția din Moldova. Poliția din Moldova nu poate scoate nimic la Varșovia. Du-te la ambasadă. Îți dau adresa ambasadei. Du-te la ambasadă, bate la ușă. Da, dar n-am cum să ajung în Coreană, eu am bagaj aici, n-am cum să ajung, bagaj mare, cum să ajung, n-am cum să ajung în Coreană. Trebuie bani, bani am. Te duci pe jos. Cât bagaj ai? Am două bagajuri grele, nu le pot trăi. Păi până ajung în Coreană, noapte afară. Dacă vrea cineva să te ajute, unde te găsește? Sunt aici la gara, aici la Medonă, zice, cărți, cobori, scări jos, zice, Medonă, sunt dincolo, e gara, tendă-mă. Ce fel de gara, de tren sau de auto? De tren. Gara de tren din Varșovia, la McDonald's, la gara de tren din Varșovia, da? Da, este aici, Iană, un Medonă-s. Înăuntru, dar în afară este gara, tendă. Bine, arată-te de departe să te vadă oamenii, să te recunoască. Arată fața, hainele, să vadă hainele. Așa, ești la McDonald's. Bun. 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 Văzut? Da, am filmat. Bine. Hai. O să sun eu la ambasadă și o să te caute. Hai, noroc. Aha. Uh-huh.